Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft spre glorie pe canal. Ce avem noi aici? Ia uitați-vă voi. Rating 194, overall rating. Un draft absolut senzațional, cel mai tare draft de pe acest canal și trebuie să-i mulțumim lui Cosmin, un abonat de-al meu care mi-a zis: Oviță, am făcut un super draft, vrei să joci tu cu el? Vrei să-l arăți abonaților? Bă, cum să nu, mă? Hai că-l arăt. Și așa eu sunt cu... mai așa, mai slăbuț atunci când construiesc drafturile slăbuți. Nu știu, îmi place să testez formații, să testez anumiți jucători și nu prea mi-e întotdeauna un overall rating foarte, foarte mare. Dar uitați-vă și voi acum. Avem 194 overall rating. Hai să văd acum butonul ăla de like să fie așa distrus de voi. Să ajungă la peste 5.000 de like-uri. Acest clip ar fi absolut senzațional. De asemenea, vreau să aud în comentariile de mai jos, vreau să citesc în comentariile de mai jos, cu cine mă întâlnesc la Comic-Con. Cine vine la Comic-Con în acest weekend? Cine vine sâmbătă de la ora 11 la Hammer România acolo, unde o să facem un fan meeting, o să ne jucăm și FIFA 19, avem premii pentru voi, o să fie o atmosferă superbă. Lăsați un comentariu acum mai jos și spuneți-mi. Opa, așa, primul adversar, 4-3-2-1, l-are pe Fico, Lewandowski, Ryan Giggs, Toti Kante și el, Alisson în poartă. Bună, bună și echipa lui, să știți. Ați văzut și voi, băieți, avem un atacant stelar, Totti Ronaldo, Totti Messi, 99 pele, 3 jucători de 99, o nebunie totală. Hai, Cristiano! Cum n-a ajuns, frate, acolo? L-a ținut fundașul? Messi, ce ratare, mă așteptam la mai mult de la Totti Messi acolo la șutul ăsta, mult mai mult cel. Messi acum, nu mai ratează, 1-0, Totti Messi cu golul. Bună combinație aici. Messi, așează pentru Pele și Pele nu ratează, 2-0, contraatac ca la carte. Nu știu dacă e offside, nu știu. M-am jucat aici puțin. M-am jucat și am făcut-o superb. 3-0. Totti Ronaldo. Nici nu știi în față cu cine să te mai... să te mai joci, cu cine să dai la poartă. Sunt toți atât de buni. Ce bombiță de la Figo. 3-1. Super faza aici construită. De cineva cu capul acolo, Sterling, aproape de golul 4. Nu așteptam să dea Sterling acolo cu capul. Am făcut tackling și rămâne mingea lui acolo. Of. Hai, Pele! 4-2. Ce am făcut acolo? Heel to heel flick. Nici o șansă. Așa mă, mai scoate și pe asta. Haide mă, tu-i cu capul. Care zi e bună, închideam meciul la 5-2. Zic că îl închideam. Sterling. La lung, iese bine portarul. Messi cu capul. Messi că 5-2 facem. Ronaldo, mare ratare, loc de 6-2 acolo, păcat, poate acum, no, băi, intră Virgil ăsta la cap, nu ai șanse acolo uneori, atât de bun, foarte, foarte, foarte bun fundaș Virgilica. Pele, nicio șansă pentru portar acolo, 6-2. Frumos, Pele, finalizează, nu, în bară. Păcat, combinația a fost bunicică.
Super fază. Superbă. Superbă, 7-2. Începem foarte, foarte bine acest draft. Dominat clar acest prim meci. Pele încă una. Da, 8-2. Pele și Ronaldo și Messi au făcut ravagii în meciul ăsta. Frumos, Ronaldo! Ho, ho! Ar fi fost un gol frumos de tot. Făceam 9-2. Mai avem acum o șansă la acest corner. A mutat portarul bine. Intra Pele, l-a distrus portarul, frate. Minutul 94, băieți, aici se termină primul meci. Începem foarte, foarte bine. Hai să vedem când ne descurcăm și în continuare. Opa, următor adversar, 4-2-2-2. Cu Ronaldo de 96, Pele de 99, Mbappé. Tot și Marcelo acolo. E betonat și la mijloc și de Gea în poartă. Singura chestie care nu pot să zic că îmi place cu prea mult la această echipă este formația 4-1-2-1-2 wide. Anul ăsta e formație destul de slăbuță. Da, băi, ce m-a prins la lung, o viță, o viță. Slab Alisson ăsta în poartă. Hai, Messi, că! Nu, cred, tot Messi! A tras așa de slab, ce bine construisem! Băi, dar mă enervează culorile astea, nu știu de ce. Să fie meci foarte dificil și din cauza culorilor, da. Pele! Pele! Cu puțin noroc, intră mingea în poartă, 1-1. Haide, mă! Neymar! Un blocaj, construisem super faza. Foarte frumos se construise faza asta. Hai, Neymar! Of, iar un blocaj! Neymar, am mutat port! Of, o viță cu ratările tale! Te mănânc! Hai, Neymar! Neymarcito! Neymarcito! Haide, mă! 2-1, bravo, mă! Hai, atenție la kick-off glitch! Cineva cu capul? Poate acum! Oh, l-a salvat portarul, incredibil! Mamă, cu poarta goală eram! Cum l-a salvat portarul? Absolut senzațional! Roberto Carlos praf. Roberto Carlos absolut praf, fundaș stânga acolo. Nu te cred! Cum să scoată portarul? Băi, l-am făcut super pur și simplu. L-am întors pe toate părțile. Dar degeaba. Of, Ronaldo, Ronaldo. Băi, ce rău îmi pare de ocazia asta de la final, pentru că am... Așa de frumos m-am jucat cu el pe partea, așa de frumos l-am întors. Și scoate portarul din 5 metri, n-ar avea voie să scoate de acolo. Asta este. A mutat portarul de la zăpăcii de 5 ori, a mutat. Și tot i-am dat gol. Bine, mă! Nu se poate să dai de acolo finesc cu dreptul Marcelo. Nu se poate să dai cu Marcelo de acolo fineșat. Nu ai cum să existe așa ceva. Fineșat cu dreptul Marcelo de acolo. Nu există așa ceva, pur și simplu. Incredibil, frate. Și aici face singurel. Jucătorul lui tackling. Singurel. Pepe? Oh, Pepe! Ce lovitură de cap! Perfectă, e 4-3!
Închide meciul. Închide meciul, Cristiano, închide-l, mă, 5-3. Și știe și el că a pierdut. Știe și el că a pierdut și o să iasă. Bine, mă, ce meci. Eu am zis, a văzut două goluri, știa că nu mai revine. Este, mă. Motorul adversar 4-3-2-1, Ronaldinho de 95, Agüero de 90, Messi de 99, super, super atacul ăla, tot Ramos, portarul cred că îl schimbă după minutul 1. Messi, Messică, gol la prima fază, 1-0, tot Messi, zeu. Messi, mare distanță, transversală, cum s-a dus bombeul ăla, frate. Neymar? Nu, Neymar, cum să tragi așa, mă, trebuie să fie 2-0, așa de bine am construit faza aia. Poate acum? Nu, un blocaj. Băi, construim frumos, dar aici, în fața porții. Puțin de tot ne lipsește, puțin de tot. Cristiano scoate portarul. Și plasa lateral acum. 6-0, de asta să vă arăt ceva. Păcat că nu se joacă pe șuturi. Mamă, 7-0. Uite și tu, ce decât 1-0. Neymar, a tras din nou un blocaj, oare? Da. Iarăși, iarăși în blocaj Neymar. Cristi? Cristiano, s-a văzut că intră asta, 2-0. Bine, băi, cântică, băi, bine, băi. Ia să încercăm aici, o pasă peste, e lungă, mă. Mă așteptam să se ducă mult mai precis cu tot Messi. Ia să vedem pe intercepție. Intercepție bună, Pepe, de fapt a fost Pepe cu pasa. Pepe, intercepție superbă, 3-0. Și cred că suntem în finală. Matematic nu suntem. Joacă până la final, dar așa, probabilistic vorbind, șansele noastre sunt foarte, foarte mari. Și acum să-mi dea Messi gol la faza asta. Cum dă frate ăștia cu dreptul lui Messi? Hai Neymar. Neymar Sito face 4-1. Ho, ho. Hai cu golul! În final! Pele? Încă una! Pele, 6-1, băi frate! Senzație, mă, senzație, Pele! De ce oare nu fie și frate? Hai să-i mai dăm atunci! Îi mai dăm dacă nu iese. 7-1, ok! Poate na! Vreau să testez și el câțiva jucători pe care i-are acolo în echipă și de asta nu iese. Du-te Messi, du-te Messi, du-te Messi, du-te Pele, ce le face Pele acolo? Este 8-1, ho, ho, ho. Super pentru Ronaldo, protejează bine Ronaldo, marchează, nu, mamă, Spidey acolo cum a scos-o pe asta. Sunt bine pentru Nenei. Nenei, oh, a început portarul lui să își facă datoria, să scoată minge după minge. Pepe. Pepe marchează golul cu numărul 9, minutul 76. Hai că poate facem 10. În ritmul ăsta avem șanse. Hai Pele. Da, mă. 10-1. Frumos Messi, frumos, frumos Messi. Nu! Cum a scos cu picioarele portar? Am crezut că se mute portar și... Hop. Pele, mare distanță. Scoate din nou portarul. Asta nu mai scoate și este 11-1. Sper să nu fi tras toate gloanțele acum. Să fi dat toate golurile acum în semifinală și în finală să nu mai marcăm atât de mult. Fluier final, băieți. Mergem în finală.
Și adversarul din final are 4-5-1. Team of the season Zlatan, Team of the season one al Doom, 9-8 Maradona. Lidmanen nu-mi place în mod special, ca să fiu sincer. Nu stă foarte bine, în schimb, la portar și la un fundaș central. Poate îl schimbă după minutul 1. Hai Messi-că! Hai Messi-că! 1-0, bine mă! Pele! Pele! Am încărcat prea mult, mamă, și scăpasem de fundaș! Ce bine îl făcusem acolo pe fundaș! Periculos! Jucăm periculos acolo, trebuie să fac 2-0. Cristiano face 2-0. Hai, închide meciul, mă. Superbă fază. Plecat de aici, din colț, de jos, urcat cu mingea sus, superbă, absolut superbă. Facem 3-0. Nu luăm gol acum, avem șanse mari să câștigăm meciul. Frumos ce a făcut Nene acolo! Pasă la Messi, dar nu e destul de precisă. Pepe! Ho! Pepe face 4-0! Virtul 40! Mamă, ce i-am dat ăstuia! Super tare a jucat aici! Hai să vedem și premiile din draft. Wow! Super tare! Rare Gold Pack și Premium Gold Pack. Hai să deschidem Premium Gold Pack-ul să vedem ce pică în el. Nici nu mă așteptam să fie walkout, să fiu sincer. Speram eu întotdeauna. Oh, Bordeaux, ok, băi, te mulțumesc, mă, Bordeaux. E spaniol, atacant, i-a durit de 83, câteva mii de coins acolo. Cred că mai costă. Trimitem totul în club și continuăm cu Rare Gold Pack-ul. Dăm un walkout. Haide, mă, măcar un Bordeaux ceva. Nici Bordea, în păcat. Tot spaniol, de data asta era fundaș central. Ia să vedem cine a picat. Marcano, Lucas acolo. Și 3000 de coins. Ok, bun asta. Și haide, Rare Gold Pack-ul. N-a vrut să fie nici asta walkout. Dar e Bordea, în schimb. Ne pică un belgian. Fundaș central de la Manchester City Company. Asta costă ceva. Chiar sunt curios, mă duc pe Footbin să vedem cât costă acest Vincent Company, care s-a retras acum de la Manchester City. Am înțeles că o să se ducă la Anderlecht, antrenor jucător, ceva de genul ăsta. Nu știu, 14.500 de coins. Bun de tot. Păi, cam atât pentru astăzi. Îi mulțumim din nou lui Cosmin pentru că ne-a dat contul cu acest draft de 194. Nu uitați să lăsați un like. Vă pupoviță. Pa, pa.